Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați văzut că noi suntem mereu preocupați de starea educației? Da. Ieri am salutat intenția suedezilor de a nu mai da note mici la școli, toți elevii să ia notă de trecere. Dacă te duci la școală, practic să iei notă de trecere. Cred că așa ar trebui făcut și la examenele pentru ocuparea funcțiilor în sistemul public din România. Unde... Nu peste tot. Băi, nu, să fie o regulă peste tot. Adică bine, așa o cruzime din partea examinatorilor, pun întrebări... Adică cei sub 5 să nu-ți mai zică. Da. Practic, dacă te-ai dus, ai luat 5-ul. Și bravo, cu asta basta. Pentru că, uite, vezi, situația i-a nenorocit viața polițistului șef de la Poliția Vaslui, care a dat examen pentru postul de adjunct și l-a picat, cu nota 3.44. Deci era el, el era șef. El era șef, da. Și a dat pentru adjunct. E adevărat că era șef numit, nu câștigase concurs. Nu contează, dar aici a greșit. Și atunci dânsul a zis, eu sunt șef, mă duc pe post de adjunct, pe post de adjunct, s-a dus la examen, a luat 3.44, a picat, așa o cruzime nouă, a hotărât să se retragă, s-a retras. Serios? De sus. Da, s-a retras de sus ca marii campioni. Da, da, da. Cât era pe funcție mare, s-a gândit că se retrage, s-a pensionat la frumoasa vârstă de numai 48 de anișori. Să fie primită. Deci nu poți, mă, să te porți așa. Mai am 5 ani până la pensie, cum ar veni. Doamne, ce mai ești pensionat. Da, nu poți să te porți așa cu acești oameni. Deci numai pentru că vorba aia s-a dus la examen să-i dai 3.44, trebuie să-i dea 5, măcar nu lumilea. Da. Este vorba despre comisarul Gabriel Nechita. El fusese numit la șefia IPJ Vaslui acum un an. Și dânsul a vrut să-și dea, cum ar veni, definitivatul pe funcție, adică să dea examen și să fie numit legal cum trebuie. Și s-a înscris la examenul pentru funcția de șef, adică funcția lui. Uh-huh. Dar nu s-a mai dus. La asta nu s-a prezentat. Era deja șef, era cumva aiurea, știi? Da. Cum dau examen pentru funcția... Da, adică era șef deja. Trebuie o provocare nouă în viață și s-a dus pentru funcția de subordonat. Mai jos. Ghinion, cum am zis, 3.44, asta a fost. El s-a gândit că ajung pește mic, pește bun. Da. Asta a fost singurul candidat, apropo. Deci de asta zic, mă, dacă le-ar da 5, s-ar duce singur. Vezi, aici a intervenit problema. Fiind singurul candidat, n-avea un challenge, n-avea concurență. Și era concurența... N-a putut să se concentreze. Exact. Era ca la gheparzii. Știi că gheparzii, dacă nu sunt doi, nu se împerechează cu fata. Mai bine mă împiedic. Da. Și la începutul acestei luni, GPR-ul, nu știai? Nu, stai, deci... Dacă nu sunt la doi, National Geographic și Animal Planet... Mă uitam când eram mic. Păi atunci era o programă. Acum la National Geographic și Animal Planet sunt alte programe. Alte probleme. Da, alte probleme. Deci gheparzii, dacă nu sunt dacă doi... Dacă n-au competiție, nu simt fiul. Nu mai fug. Nu da. Mai... Gata, acum am înțeles. Bun. Deci asta e, GPR-ul l-a înlocuit din funcție pe domnul Nechita și dezamăgit de atâtea nedreptăți, a cerut pensionarea cu pensie de serviciu la 48 de ani și a trimis și o scrisoare presei locale ca să spună ofu, relatează ziarul Libertatea. Dânsul susține că mediul polițienesc, eșecurile înregistrate de polițiști la concursurile organizate de GPR au ajuns subiect de bancuri. Cu respect să trăiți... Nu doar în mediul polițienesc. Poate nu știți dumneavoastră, dar se mai râde și prin alte părți. Dar noi n-am făcut bancuri, poate au făcut și niște bancuri. Au bancuri, da. Citez, pe ea a dat și un banc. Spune, sunt făcute, citez din scrisoare, sunt făcute comparații cu scoruri istorice la meciuri de fotbal, respectiv Macedonia-Liechtenstein 11-1 sau Ungaria-El Salvador 10-1. Punctajul 1 fiind numărul candidaților care reușiseră până la acea dată să promoveze concursul, a scris comisarul în scrisoarea citată de publicația Vremea Nouă. Ce analogie interesantă, nu m-aș fi așteptat. Macedonia, Liechtenstein, bancuri cu Liechtenstein, cultură fabuloasă. Fostul șef al IPJ Vaslui susține că răspunsurile trebuiau știute ca tabla mulțirii și regretă că s-a prezentat la concurs, la nota asta cred și eu că regretă. Băi! Pare rău că m-am și prezentat. Dar ce s-a întâmplat în sala de examen? Avem o relatare de la fața locului făcută tot de domnul Nechita, pensionar acum. Citez. Nici bine nu începuse concursul, că după 15 minute, candidatul pentru o funcție similară de la alt inspectorat, deci le dă la mai mulți, le dă cum le dădea noi teză pe rânduri, da. Așa le bagă pe mai mulți și matale unde vrei. La ce ești?
la Bistrița. Ai, ia, fii atent, subiecte pentru Bistrița, să ridicem una. Cine e pentru Bistrița aici? Luați subiectele astea, da, știi? Tot numai unul. Până atunci, ofițerul nu știu ce, stai puțin să vedem unde suntem. A decis, deci, candidatul respectiv a decis, după vizualizarea subiectelor, să nu răspundă, fiind notat cu nota 1. Deci, practic, în semn de protest... Da. S-a ridicat și a plecat. Da, bravo. Plecați, bă, de aici cu subiectele astea, vă bate joc de mine? Pe exact. Ce e asta, mă? Nici nu mă ating de el. Mă luați la mișto. Tu știi. După primirea subiectelor și studierea acestora, zice domnul Nechita, am decis să formulez răspunsurile necesare. Adică, a, bă, vă fac un favor, eu vă răspund. Dar ulterior am ajuns la concluzia că mai bine era să nu ne fi prezentat niciunul. Hai, mă, să bem. A declarat forfet. Deci, eu cred că s-a apucat. A scris. Și a renunțat. De asta s-a ajuns la 3-4-4. Cerințele subiectelor fiind neclare, subiectele cu răspunsuri fixe trebuiau să fie știute precum tabla înmulțirii. Deci erau și lucruri neclare acolo. Adică i-a pus să tocească, mă, ceea ce nu se mai practică. Da. Asta să înveți pe din afară... Mamă, dacă le dădea eseu de făcut să scrie creații, să-i... în loc să-i lase să fie creativi, să dezvolte, să nu știu ce, i-a pus să știe prostii de-astea, lege... Da, cred că dacă răspundă ca la tabla mulțirii după articolul de lege, după asta. Dacă îi lăsau să fie creativ, cred că făceam toată emisiunea cu asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.